Angajatorii din întreaga țară pun la bătaie în această perioadă peste 13.000 de posturi vacante. Dintre acestea, doar 94 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Potrivit datelor rezultate din declarațiile agenților economici privind locurile de muncă vacante în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt înregistrate la această dată 13.317 locuri de muncă. Cele mai multe angajări se fac în județele București, Prahova, Arad, Iași și Cluj, în timp ce la coada clasamentului se situează județele Vaslui, Bacău, Mehedinți, Caraș-Severin și Gorj. La nivel național, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 940 de locuri de muncă pentru programator, cercetător în fizică, șef departament mărfuri alimentare, inginer de sistem în informatică și consilier juridic. Pentru persoanele cu studii medii, profesionale și lucrători necalificați sunt disponibile de asemenea peste 12.000 de locuri de muncă pentru confecționer, ansamblor, articole din textile, muncitor necalificat în industria confecțiilor, muncitor necalificat la ansamblarea, montarea pieselor, lucrător comercial, manipulant mărfuri, operator confecționeri industrial, îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice, casier și vânzător. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință sau pot accesa adresa de internet www.aneofm.ro, secțiunea locuri de muncă.